dar în ce relații sunteți cu domnul Platon? Pentru că în ultima perioadă, sau de când ați fost numit dumneavoastră procuror general, avocația domnului Platon, nu știu dacă v-au lăudat, dar au vorbit frumos despre dumneavoastră și chiar v-au încurajat să mergeți mai departe. Și așa s-a creat o percepție că acum domnul Stoianoglu o să vină și o să ceară rejudecarea dosarului Platon sau Platonul să ajungă în libertate. Există vreo șansă? Sau ce șansă există ca dosarul în care în primul rând, Platon condamnat să fie rejudecat? Niciodată nu am avut și nu sunt nici în careva relație cu domnul Platon. Nu știu de unde dumneavoastră ați luat că avocații lui laudă activitatea procurorului, dar asta altceva. Vreau să vă zic însă că în ultimii 4 ani, pentru prima dată, Platon a fost audiat în calitate de martor pe dosarul furtul miliardului, la care a insistat pe parcursul mai multor ani. Datele prezentate de către acestora reprezintă un interes major pentru investigarea dosarului. Toate faptele urmând a fi verificate în cadrul anchetei și dacă se vor confirma prin probe, nu exclud că dosarul în privința acestora ar putea fi rejudecat, doar că deciziile respective le adoptă instanțele judecătorești. Eu nu cred că a fost normal când o persoană pe parcursul anului cere organelor urmăririi penale să fie audiat pe dosarul care rezultatele care așteaptă toate societate și niciodată nu a fost audiat. Noi pur și simplu am schimbat situația asta. Da. Dacă persoana vrea, colaborează cu ancheta, noi suntem obligați să fac lucrurile astea. Dumneavoastră l-ați cunoscut bine pe domnul Platon? Erați în relații prietenești? Niciodată nu am fost. Chiar am avut o relație ostilă cu dânsul. În primul rând, nu am fost atunci în Parlament o perioadă scurt de timp. Nu am avut cu dânsul nici discuții în perioada asta. După asta niciodată nu am văzut, niciodată nu am vorbit cu dânsul.